Întotdeauna visăm primăvara. Visăm că semănăm primăveri. Toate visele noastre le-am cărat cu brațul pe un câmp mare și le-am semănat adânc. Spre dimineață a răsărit mărțișorul și s-a născut muzica. Primăvară, bine ne-ai sosit în țară, ai sosit cu mărțișorul și cu cântecul și dorul. Mă întâlnești pleca, îmi
fereastra și sufletul la fel, să intre primăvara în piept cu-n mărțișor. Bună ziua sau bună seara, bine v-am găsit! Am venit la Hâncești să vă aducem mărțișorul. Anotimpurile vin și se duc, dar fiecare dintre noi păstrează în suflet unul din ele. Încercați să păstrați primăvara, pentru că este anotimpul renașterii. Este anotimpul când sărbătorim ziua dumneavoastră, mult stimate doamne și domnișoare. Pe această cale vă aducem sincere felicitări, cu urări de sănătate, pace și prosperare. Este invitat la microfon oaspetele manifestării de astăzi, domnul Anatolie Zagorodnă, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Dragi doamne și domnișoare, dragi mame, fiice și bunici, ziua de 8 martie pe care o sărbăm astăzi este una dintre cele mai dragi în Republica Moldova. Și asta nu pentru că nu am iubit și apreciat femeile în celelalte zile ale anului, ci pentru că ne bucură acest prilej oficial de a vă mărturisi cât de mult însemnați în viața noastră și în viața întregii țări. Voi, mame, fiice, soții, sunteți cele mai devotate, care păstrați viu focul din vatră, cele care dați suflet casei și o umpleți de căldură. Și voi sunteți cele care, prin exemplu personal și profesional, ne motivați să mergem înainte spre noi realizări. Grigore Vieru spunea, femeia este al cincilea anotimp în care natura se odihnește, amintindu-și toate florile primăverii, toate privighitorile verii, toți strugurii toamnei și toate ninsorile iernii. Femeia este primăvara vieții. Este anotimpul care reușește să topească într-o singură culoare toate nuanțele celor patru vârste. Există ca să dea naștere și să facă să renască viața, să șteargă lacrimile copiilor, să aline suferința și durerea bătrânilor, să iubească și să trudească până când poate, să-și împletească cuibul sub streșina propriei case. Asemenea, primăverii este însorită sau înnourată, capricioasă și schimbătoare, caldă, proaspătă sau rece, ca o zi, ca un izvor sau ca o noapte de martie. Poate fi frumoasă dacă mugurii vieții ei îmbobocesc și apoi înfloresc pe ramurile unui copac voinic, pe care singură și-l alege, cu rădăcinile adânc înfipte în pământul țării lui, chiar și atunci când destinul hotărăște să trăiască departe de ea. Obrajii paliți și se colorează în rozul florilor de măr. Buzele sângele fură roșul intens al florilor de maci, în timp ce ea, femeia, visează libertatea câmpului verde. Lângă prispa casei sale, de unde se poate admira albul ghioceilor pe care se vor ostogoli nuanțele celor patru anotimpuri până când vor deveni steluțele înghețate ale zepezii veșnice. Pentru că sunteți cele care însemnează zilele bărbaților, deși ei se plâng, dar numai pentru că așa s-au obișnuit, pentru că sunteți cele care suflați dragostea peste orice faceți, voi și familia voastră, pentru că sunteți cele care numai când priviți către copiii voștri, dați lumii multă frumusețe, pentru că sunteți cele care găsesc în fiecare zi timp pentru orice problemă și orice nevoie a celor dragi. Pentru că, deși vă mai plângeți câteodată, o luați de la capăt în fiecare zi. Și mai puternice, și mai hotărâte, pentru că sufletul vostru știe ce e iubirea, cum se dăruiește și cum se primește ea. Și pentru tot ceea ce reprezentați, pentru voi, timpul se oprește puțin în loc la fiecare început de primăvară. Să vă aducă un omagiu. Fie ca toate împlinirile frumoase și spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni. Și fie ca primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu bucurie și cu parfumul tuturor florilor sale. Vă doresc un 8 martie cât mai frumos și primiți din partea mea personală, dar și din partea Parlamentului Republicii Moldova,
cele mai sincere urări de sănătate și prosperitate. Fie ca acest anotimp să vă aducă în viață împlinire, noroc, succese în toate, peste așteptări, iar buna dispoziție și căldura sufletească de la cei dragi să vă însoțească pretutinde. Să ne trăiți la mulți ani frumoasele noastre, Doamne, cu sărbătoarea! Mulțumim, domnului Gănărodnui! Un mesaj de felicitare este invitat în scenă domnul Alexandru Botnar, primarul municipiului Hâncești. Stimate doamne, domnișoare, vreau să, din suflet, să îmi cer scuze pentru incomoditatea care aveți că stați în picioare. Din considerentul că data trecută când am făcut un concert am avut doar jumate de sală, am rugat colegii ca să vă invite pe toate doamnele, ca să primiți astăzi, să vă felicităm și să primiți o deosebită plăcere de la acest concert faimos care este pregătit pentru dumneavoastră. Așa că ne scuzați, data viitoare facem 8 martie, a propus-o doamna acolo, la stadion. Ca să fie toate doamnele. Femeia este un mare adevăr. Cel mai puternic argument al condiției de a fi. Mult stimată mamă, stimată soție, stimate Doamne și domnișoare, la fiecare început de anotimp frumos, când sufletul renașterii naturii armonizează perfect cu farmecul sublim al feminității, gândurile noastre se îndreaptă către tine, femeie, pentru că tu ești timpul frumos, tu ești soarele, tu ești primăvara. 8 martie e sărbătoarea dumneavoastră și a primăverii. E ziua cea mai plină de farme, duioșie, zâmbete și căldură sufletească. Fie că este vorba de mămici, soții, iubite, prietene sau colege, cu toții transmitem în această zi un gând bun către persoanele dragi din viața noastră. E ziua ce ne oferă prilejul potrivit pentru a vă spune cât de mult însemnați pentru noi. Să vă mulțumim pentru tot ce am învățat de la dumneavoastră. Cum să dăruim necondiționat, cum să avem încredere în noi. Pentru că sunteți cele care înseninează zilele bărbaților. Deși ei se plâng, dar nu e pentru că așa s-au obișnuit. Pentru că sunteți cele care suflați dragoste peste orice faceți voi și familia voastră. Pentru că sunteți cele care numai când priviți către copiii voștri. Dați lumii mai multă frumusețe. Pentru că sunteți cele care găsesc în fiecare zi timp pentru orice problemă și orice nevoie a celor dragi. Pentru că, deși mai plângeți câteodată, o luați de la capăt în fiecare zi, mai puternice și mai hotărâte. Pentru că sufletul vostru știe ce e iubirea, cum se dăruiește și cum se primește ea. Și pentru tot ceea ce reprezentați, pentru voi timpul se oprește puțin în loc la fiecare început de primăvară, să vă aducă un omagiu. Fac un îndemn sincer pentru noi bărbații, să prețuim și să iubim femeia, mamă, pentru că ne-a dat viață, ne-a învățat să vorbim și ne-a crescut și ne-a educat. Să iubim și să respectăm femeia pe care am ales-o ca soție, mama copiilor noștri. Inalegeabilul nostru sprijin. Dacă nu putem să le scriem poezii, să le cântăm, să le iubim și să le prețuim până la adânci bătrânețe. Să ne iubim fiicele, să le dăm o educație aleasă, pentru că ele reprezintă viitorul, cheia vieții, în ele și în urmașii urmașilor noștri ne vor găsi pe noi înșine. Dragile noastre,
modele de tandețe, frumusețe și înțelepciune. Sunteți dovada veșniciei, frământări în luptă pentru fericire. Fără dumneavoastră viața ar fi imposibilă. Dacă sunteți alături, nu e nevoie de nicio teorie sau formulă pentru a trasa conturul vieții sau a fericirii. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătate și spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni. Mulțumesc cu sărbătoarea și vizionarea frumoasă la acest concert faimos. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Vă rugăm să mai rămâneți în scenă. Veniți mai aproape, vă rog, pentru că mai aveți o misiune astăzi. Astăzi omagiem femeia, această ființă divină creată din trupul nostru, al bărbaților, de bunul Dumnezeu și dăruită tot nouă pentru viață, pentru dragoste, pentru perpetuare. Stimate doamne, primăria municipiului Hâncești nu a trecut cu vederea contribuția dumneavoastră la prosperarea urbei, dar și a Republicii noastre în general. Invităm în scenă câteva doamne cu care vă mândriți și ne mândrim și noi la rândul nostru. Așadar, doamnele Rusulina, Elena Șolopa, Elena Botnar, Nina Cotovanu, Sofia Leiter, Tecla Trandafir, Natalia Saharov, Lidia Lucu. Veniți aici, vă rog, doamnele, lângă mine, vă rog frumos. Actualmente a avocat peste 40 de ani în activitate în domeniu, a fost și rămâne mentor pentru o pleiadă întreagă de oameni ai legii. Este respectată pentru onestitate, verticalitate și omenie. În repetate rânduri, spune că unica ei comoară este feciorul Valentin și cele trei nepoțele. Doamna Elena Șolopa, Maior de Poliție, secretarul Consiliului Veteranilor de Poliție al Raionului Hâncești, timp de 27 de ani a urcat cu fermitate pe scara ierarhiei profesionale. Este deținătoare titlului onorific polițist fruntaș, de care este extrem de mândră. Doamna Elena Botnar, mama primarului municipiului Hâncești, Alexandru Botnar, a învățat de la părinții săi că omului modest este bine oriunde. Modestia a devenit pentru tine ei un cod de etică pe care l-a păstrat și l-a transmis cu grijă celor patru copii ai săi. Acum poate fi mândră de cele obținute. Ion, împreună cu familia, locuiesc în România, Oxana în Statele Unite, Larisa e pe lângă casă, iar Alexandru muncește pentru oameni la Hâncești. Doamna Nina Cotovanu, directorul Centrului de Plasament de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale, Pasăre Albastre. Doamna Cotovanu este sigură, vocația este să dăruie dragoste celor mai triști ca noi. Doamna Sofia Leiter a plecat în Israel acum câțiva ani în cadrul programului de reîntregire a familiei, dar inima e rămas tot aici, la Hâncești. Vă propunem să urmăriți mesajul doamnei Leiter. Atenție la ecran! Dragi hâncești, mă bucur de oportunitatea de a fi astăzi alături de dumneavoastră când sărbătorim sărbătoarea femeii, mamei, soției. Mulțumesc domnului primar Alexandru Botnar pentru faptul că nu uită de noi cei plecați și întotdeauna se străduie să ne țină aproape. De fapt, aici, în departe de casă, am înțeles un lucru esențial. Distanța nu desparte, ci apropie. Aflându-ne aici, în statul Israel, familia noastră și diaspora, urmărim cu mare interes tot ce se petrece în țara noastră, mai ales în orașul nostru, Hâncești. Ne bucurăm pentru schimbările benefice care se produc în oraș și suntem cu inima alături de toți hâncești.
Suntem disponibili să punem umărul la orice proiecte sociale inițiate de Primăria Hârcești și să ne implicăm de fiecare dată când e nevoie. Profitând de această ocazie, vreau să felicit toate doamnele și domnișoarele cu ocazia sărbătorilor de primăvară. Vă doresc să fiți sănătoase, să vă realizați din plin ca personalități și mereu și oriunde să rămâneți frumoase, apreciate, iubite și așteptate. Vă doresc sărbători fericite tuturor hârcișteanilor. A fost mesajul doamnei Leiter pentru toate dumneavoastră. Doamna Tecla Trandafir, de 42 de ani, activează în sistemul educației, dintre care 37 de ani la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Circa 1000 de discipoli care nu uită nici acum, îi aduc omagiu la fiecare sărbătoare. Doamna Natalia Sakharov, șef interimar al Centrului de Sănătate Hârcești, și-a construit CV-ul nu prin salturi în ierarhie profesională, ci prin fapte. Oamenii știu că doamna doctor Sakharov știe să găsească remediul cel mai potrivit pentru sănătatea lor. Doamna Lidia Lupu. Este doamna Lupu. O să ajungă această surpriză și la dumneavoastră cu siguranță. Dar mai este o doamnă, tot din Hârcești, cunoscută în toată Republica. Este vorba de doamna Lidia Pantil, profesor universitar, artist al poporului, cavaler al Ordinului Republicii, scenarist și regizor. Lucrările Lidiei Pantil sunt cunoscute și apreciate în Republica Moldova. Mai mult decât atât, creația maestrului Pantil a depășit frontierele țării noastre, contribuind la promovarea valorilor culturii naționale și imaginii favorabile a Republicii Moldova peste hotare. Felicitări tuturor doamnelor în această zi. Femeia din Hârcești este în centrul atenției, ceea ce nu poate fi decât plăcut și binevenit. Mulți ani trăiască! Da, stați, vreți să spuneți treaba cuvinte. Poftiți, doamne. Bine, vă faceți cuvânt atunci în sală și urmăriți această manifestare. Ceea ce se va întâmpla în scenă în continuare este în exclusivitate pentru dumneavoastră, stimate doamne și domnișoare, cinste și respect femeilor acestui pământ. Viva, maestre! Thank you.
Anatel Nicola, Dumitru Mâțu. Mulțumim mult. Și vor pentru voi. Da, o să le transmitem. Bravo. A reușit să vină la această manifestare și doamna Lidia Lucu, cu întârziere o invităm în scenă și îi înmânăm cadoul și florile. Doamna Lucu, deputată în Parlamentul Republicii, decorată cu Ordinul Gloria Muncii și cu medalia Meritul Civic, om emerit al municipiului Hâncești, prin exemplu personal, dânsa a demonstrat cu prisosință că o femeie poate conduce cu multă pricepere și o gospodărie agricolă, și un raion, dar și un județ. Să ne trăiți mulți ani! Diana! Bună ziua! Îmi cer scuze de întârziere, pentru că vin din raionul Iova, din trei primării, cu aceeași misiune ca și la dumneavoastră, sărbătoarea internațională 8 martie. Astăzi, 8 martie, noi știm că în adresa mamei, în adresa femeilor, se vorbesc doar cuvinte frumoase, auzim multe melodii despre noi, despre mame, dar nu de fiecare dată și nu anul întreg suntem alintate cu cuvinte frumoase, cu fapte frumoase. Și e bine că este 8 martie, unde într-adevăr suntem slăvite și suntem, se vorbește numai de bine despre noi. Chiar dacă am înghețat în satele unde am fost, aici e cald și chiar dacă nu era cald, mă simțesc bine și aveți să-mi fie cald numai de considerente că sunt acasă și păreții aveți să mă încălzească. Mulțumesc mult domnului primar pentru invitație de a fi astăzi în fața dumneavoastră și vreau să spun că, cum spune Andrean Păunescu în poezia sa, e greu cu noi, femeile, în viață, dar e și imposibil fără noi. Prin aceste cuvinte ai spus tot. Vreau să vin cu un gând senin, curat, față de toate femeile prezente și neprezente din municipiul Hâncești, să vă doresc o primăvară superbă, cu multă căldură, cu mult soare, cu bucurii, cu zâmbete, cu noroc, cu dragoste, cu liniște, pace și stabilitate și să aveți un 8 martie bun. Dar vreau să vă mai aduc și o veste bună. Noi știm că prin anii 60 femeia nu era stimată și nu era, n-avea rolul care este astăzi. Noi știm că bărbații mergeau cu un pas înainte ca femeia, adică femeia trebuia să meargă cu un pas în urma bărbatului. Nu trebuia să întoarcă cuvântul. Adresarea femeiei, soției față de bărbat trebuie să fie prin cuvântul matale. La nunț, cu mătrii, trebuia, și chiar așa era, se așezau femeile într-o parte, bărbații în altă parte. De când acum nu-i. Chiar dacă se vorbim din plan internațional și în lume se schimbă atitudinea față de femei. Sunt țările arabe care musulmane au permis femeilor, unele țări, de a conduce o mașină, de a porni o afacere, și chiar să participe la concurs de a deține o funcție de stat. Asta noi considerăm că este un pas mare în țările musulmane, unde femeile aveau doar obligațiuni. Vreau să spun că și Partidul Democrat susține femeile și acum noi pregătim un proiect de lege unde niciun partid nu va fi înregistrat și nu va participa la alegeri dacă în listele lor nu vor fi femei numai puțin de 40%. De asemenea, ca bărbații nu cumva 60% să fie în listă, în prima listă, iar noi la coadă 40%. De aceea și aici este gândit
ca partidul să fie cumva financiar, să aibă o susținere, să spunem noi așa, pentru femei care vor câștiga în alegeri, să fie finanțați cu o sumă care se discute, în așa mod ca și femeile totuși să fie înaintate și în primele liste. Eu consider că acesta este un lucru bun, că femeile nu să fie în bărbați să se supere, suntem mai insistente, suntem femei care tot timpul, orice lucru care îl pornim, îl duce la capăt, suntem cu calități mai, cum se cădenii, mai omănoase și cred că e bine să fim promovate în orice funcție de stat și chiar în orice funcție, deoarece merităm. Încă o dată, vă doresc o sărbătoare frumoasă în continuare. Vrem să mulțumesc și domnului primar pentru faptul că, într-adevăr, orice măsură e foarte gândită, cântărită și e pentru oamenii orașului, municipiului. Faptul că astăzi Chincești este municipiul, să știți că asta este inițiativa, asta este dorința și a fost insistența primarului de Chincești. Să-l aplaudăm! Se doresc și dumnealui mult sănătate, succes, să fie susținut cum este susținut și astăzi, pe mulți, mulți ani înainte, fiindcă merită. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, felicitări, doamne Lucu! Să înțelegem că de acum încolo, când merg la nuntă, femeia are dreptul să meargă cu un pas înaintea bărbatului. A reușit să facă instrumentul pe care îl mânuiește cu deosebită măiestrie, cunoscut și preferat în toată lumea, pe care a cutreierat-o din lung și în lan. Municipiul Hâncești, din parte a acestei lumi, a venit și la dumneavoastră. Interpretul și compozitorul de muzică ușoară, Constantin Moscovici. Bună seara! Domnul Iencu a uitat să spun că sunt băștinaș din Cărpineni și mă mândresc cu lucrul acesta parte. Sunt mândru că sunt din raionul Hâncești. Sunt alături de voi în ziua aceasta frumoasă și vreau să aduc sincere felicitări la cele mai frumoase care sunt în sala aceasta, mame, mamici, fetițe, fete, domnișoare, amante, cine are. Și vă aduc în dar un buchet de melodii cu orchestra aceasta frumoasă, condusă de maestru Gheorghe Mustea.
Moscovici, de Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, dirijor maestru Gheorghe Mustea. După scenariu trebuie să plec, dar nu pot să plec pur și simplu așa, să mă scuze doamna Lidia Vanfil, oricum e cu noi din raion și avem pile. Eu am zis așa că, maestre, cântăm o coră și o sârbă cum se dansează la Hâncești. Așa. For me.
Ușurința cu care abordează mai multe genuri muzicale le-a făcut să se bucure de succes chiar de la prima apariție în fața publicului. E vorba de ansamblul vocal Vatra Neamului, Ana Maria Boboc și Victoria Ștefănez. Apropo, Victoria Ștefănez este pământeanca dumneavoastră. Ascultați! Felicităm toate doamnele cu această frumoasă sărbătoare și desigur vrem să dedicăm următoarea piesă tuturor mamelor, în special celor care își așteaptă copilașii acasă. Din păcate avem o vreme în societate acum, tot mai des și mai mulți pleacă din țară și de aceea următoarea piesă este pentru cei care își așteaptă copii. Oh,
ușoară, maică, ușoară, că-ai putea să mergi călcând peste mințele ce zboară între cerul și pământ. Ooh.
Turcanu și ansamblul vocal Vatra Neamului. Cea mai înaltă școală este mama. Nu putem astăzi să nu nominalizăm cu urări de sănătate câteva mame care au dat naștere, au educat și continuă să educe mai mulți copii. Mamele eroine din Hâncești. Gurica Rolica, 10 copii, în aplauzele dumneavoastră. Mocanu Natalia, 10 copii. Pascal Evelina, 6 copii. Lungu Olga, 6 copii. Beregoi Maria, 5 copii. Cemortan Maria, 5 copii. Dornea Lilia, 5 copii. Necrasov Marina, 5 copii. Să ne trăiți mulți ani pentru dumneavoastră, în exclusivitate, ca și pentru toate mamele din municipiul Chișinău, din municipiul Hâncești, va evolua în continuare un mare artist care a început să facă muzică pe când încă nu putea rosti toate cuvintele. N-a fost trecută cu vederea nici dorința, dar nici talentul lui, care voia cu tot din adinsul să continue ceea ce fac tatăl Vitalie și unchiul Vasile. Cătălin Azvaco! Thank you.
Cătăline! Liceul de muzică, prestigiosul liceu de muzică Ciprian Porumbescă, tatăl lui Cătălin era sigur că urmașii lui nu vor merge la acea școală. Dar n-a fost să fie așa. Acum câteva clipe ne-am convins că Surcica nu sare departe de drum. Să-l ascultăm acum pe maestru Vitalia Vaco.
Bacov. De Orchestra Națională Simfonică a Companiei de Radio Moldova, conducător artistic și prim dirijor, maestru Gheorghe Mustea. Sunt sigur, peste ani, anunțul va fi în felul următor. Vitalie Advacov, tatăl maestrului Cătălin Advacov. O să vedeți că așa o să fie. Acum câteva zile, pe 2 martie, la emisiunea România au talent, telespectatorii au urmărit un moment extrem de emoționant pe scenă, interpretat de o mamă și fetița ei. Amelia Uzun, căci așa se numește fetița, și mama ei, Ana Cernicova, au primit 4 de da și merg mai departe în etapa următoare. Admirațiile și dumneavoastră! Face.
cumva Dumitru Mâțu, solist ai operei naționale Maria Viescu. Cu ce merge în lume. A făcut senzație la show-ul Vocea Ucrainei. I-a frapat și pe jurat și pe spectatori. Are un timbru vocal deosebit. Haideți să-l ascultăm. Vladimir Fodescu. Face the final curtain.
60%. Bună seara! Так легко. Без
înființarea, în anul 1989, acest colectiv artistic și-a format un repertoriu bogat care include atât creații din patrimoniul național, cât și capodopere ale muzicii universale. În mare parte, acest repertoriu a fost determinat de viziunea conducătorului, care consideră că o orchestră de valoare trebuie să fie capabilă să interpreteze adecvat muzica care aparține oricărei școli naționale. Doamnelor și domnilor, în scenă, Orchestra Națională Simfonică a Companiei Publice Teleradio Moldova, dirijată de maestru George Mustea, academician, doctor honoris causa, artist al poporului, laureat al premiului de stat, cavaler al Ordinului Republicii. Într-adevăr, este o orchestră de valoare, în componența care activează muzicieni serioși, care sunt o mândrie a noastră națională. Admirați!
În cinstea ta voi scrie 3 ode, 3 romanțe, 3 elegii și 3 sonete. Alcătuiesc astăzi fondul de aur al companiei Teleradio Moldova. A participat la numeroase concursuri și festivaluri de muzică naționale și internaționale, obținând nenumărate trofee. Ea consideră că ar trebui să învățăm a găsi fericirea în lucrurile neînsemnate la prima vedere. Atunci viața este deosebit de frumoasă. Anișoara Puică! Thank you.
istoria di un anno. Ya no estás más a mi lado, corazón. Anișoara, Anișoara,
Timișoara, Puică și maestru Gheorghe Muscă. Flori de la domnul primar. Timișoara este de la Drochea, dar are rude la Hârcești. Și ce mai știu, cât de grabă va fi soacră mare. Vă dorim sănătate. Mulțumim, Timișoara. A cântat și continuă să cânte femeia, cucerind inimile admiratoarelor. El zice că bărbații se consideră capul familiei, dar de fapt capul familiei sunt femeile. Important este ca acest moment să nu fie prea des pe ordinea zilei. Vitalie Dani!
Dragile scumpele noastre, doamne și domnițe, mulțumim pentru aceste aplauze. Astăzi, toată dragostea și toate aplauzele sunt pentru dumneavoastră. Vreau foarte mult ca să rămâneți și vă urez să rămâneți la fel precum sunt trandafirii. Iar dacă veți avea o picătură de rouă pe acești trandafiri, pe obrajii dumneavoastră, să fie o lacrimă de fericire. Excepțional aici,
La Vâncești. Vă mulțumesc și vă sărut pe inimă. Mulțumim mult. Acum am vrea să o invităm în scenă pe doamna Elena Botner, mama domnului primar. Vă rog frumos, să o aplaudați, să o susținem. Modestia a devenit pentru dumneiei un fel de cod de etică pe care l-a păstrat și l-a transmis cu grijă celor patru copii ai săi. În nopțile lungi, când n-o prinde somnul, revășindu-și amintirile dumneiei, am înțeles că scrie vers. Șobiată mamă, ai de mult o rândunică, aveam cuibui șapte pui. Se uita la ei sărmana ca la chipul soarelui. De cu zor furnise jată, căutând pe deal prin băi hrană pentru puii săi. Și-n iubirea ei nu odată se culca ea nemâncată, dar destul de fericită că nu s-a întâmplat nici când, ca din pui să adoarmă vreunul ars de fete sau flământ. Nici n-a fost mai mândră mamă decât ea între rândunici, când văzu că întreajă se făcuse voinici și n-a mai avut odihnă câte-i clipi sub soare, până când pe fiecare ea i-a învățat să zboare. Și când toți puteau să plece în anțânilor având, rândunica a căzut în cui bolnavă, și cu ochii plini de lacrimi se uita țântă la ei și cu vorba-i tremurândă zise celor șapte pui: dragul mamă, eu de-aseară sunt în inimă un pui, aripile rău mă dor și nici vorbă să mai zbor. Dumnezeu mi-a dat putere oricând am avut nevoie să găsesc întotdeauna hrană bună pentru voi. Însă astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mame, se cuvine, mari cum v-a făcut măicuța, să îngrijiți și voi de mine. Ascultând cuvântul mamei, au jurat și șapte cuvinte și-au adus vreo șapte zile fiecare bobului. Mai departe însă puii zbor de-al cerului înalt, fiecare trăgând nădejde că-i va duce celălalt. N-a mai adus niciunul bobul și uitata mucenică a murit în cuib de foame cel mai mândră rândurică. Astăzi oricăi vrea să-i spui că o mamă își hrănește 7, 8 sau 10 pui, însă 10 pui adesea toți nu pot hrăni o mamă. Și-a rămas de atunci povestea tristă, nebăgată în seamă. Să vă dea Dumnezeu sănătate! Să-i ajutăm, pentru ei să ne rugăm și la vreme de nevoie grijă vor avea de noi. Vă felicit din toată inima cu sărbătoarea primăverii și vă doresc multă, multă sănătate, zile binecuvântate! Vă mulțumim! Subsemnez sub aceste urări și eu, de când, stimate doamne și domnișoare ai orașului Sfințești, primiți încă o dată admirația, sentimentele noastre de recunoștință. Domnule primar, vă rog mult, microfonul e liber. Stimate doamne, domnișoară, onorați artiști, domnul Mustea, stimați
artiști care ați făcut astăzi o sărbătoare atât de frumoasă pentru bărbați, dar îndeosebit pentru femei. Vreau să mulțumesc din suflet pentru așa un concert deosebit și deosebit vreau să mulțumesc familiei Adlakov și doamnei Cernicova pentru așa copii talentați. Într-adevăr, Moldova are viitor. Aplauze pentru acești copii dragi. Vreau să mulțumesc orchestrei în frunte care stă domnul dirijor, domnul Mustea, pentru acea deosebită plăcere cu echipa dumneavoastră care la Filcești nu întotdeauna se cântă pe live. Așa că cu deosebit respect v-am ascultat și v-am admirat astăzi. Vă mulțumesc mult! Vreau să aduc cele mai mari mulțumiri și bărbaților care au cântat astăzi. Și lui Vladimir, și lui domnului Dani, și îndeoseb, și lui doamnei Anișoara Puică. Mersi mult! 20 de ani în urmă tot așa frumoasă, vă țin minte. Soțiile noastre tot așa, peste ani, tot așa va fi ca dumneavoastră. Îndeosebi, mulțumesc echipei, doamnei Lidia Panfil, și aș vrea să o invit lângă mine, doamna Lidia. Care vreau să vă mulțumesc din suflet, pentru că sunteți din Hâncești și sunt talente deosebite la Hâncești. Pentru așa un scenariu frumos, pentru așa o sărbătoare deosebită. Și ne faceți viața mai frumoasă aici, la noi, acasă, la Hâncești. Vă mulțumesc mult! Eu vă mulțumesc foarte mult că mă primiți acasă. Mulțumesc! La sfârșit, mult stimate doamne, domnișoare, vreau să mulțumesc de suflet pentru prezența dumneavoastră și încă o dată să-mi cer scuze. Dar la sfârșit vreau deosebit să mulțumesc echipii, colegilor mele de primărie Hâncești, care au dat și suflet, au găsit toate posibilitățile și pentru ca să vă oferești un cadou astăzi de sărbătoare. Și asta este doamna Tofilata Nadela, viceprimar Hâncești. Zinaida Bruiană, viceprimar Hâncești. Viru Valeria. Angela Fulga. Diana Miriuță. Svetlana Moraru, care e spital și nu este astăzi lângă noi, dar a contribuit foarte mult. Aplauze pentru Svetlana Moraru și multă sănătate. Și multor, multor colegi care îmi sunt alături de zi cu zi, muncem pentru a face viața mai bună la noi. Și anume, pentru noi toți și pentru dumneavoastră. Mulțumesc din suflet și vă doresc ca să ne fiți sănătoase, voioase, să aveți liniște sufletească, cer senin și fie ca lucrurile bune, frumoase, care le-ați primit aici astăzi, în sala asta, să ne întâlnim și la anul, dar până atunci, întotdeauna să aveți o bună dispoziție și sufletul plin de bucurie și noroc de la toți cei care vă încojoară. Să ne trăiți la mulți ani, sărbători frumoase. Mersi mult! Mulțumim, domnule primar! Deschideți larg fereastra și sufletul la fel, să intre primăvara în pieptul Diocel. Am fost astăzi la Hâncești și v-am adus mărțișorul. La revedere, vă mulțumim!